Marea Unire de la 1 decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri, a visului de aur al României, așa cum minunat descria acest moment al istoriei Regina Maria. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică în care instituțiile statului să servească cetățeanul, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Să dezvoltăm societatea românească pe principiile solide ale adevărului și meritocrației, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această șansă și, prin noi înșine, românii din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru toți cetățenii. La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români din țară și din afara granițelor. Domnul Ludovic Orban, prim-ministru României. Vă mulțumesc! Onorată asistență!